Bucuroși că vor putea călători în România fără vize, zeci de moldoveni au venit la consulat să depună actele pentru permis. Aici însă, surpriză, au fost anunțați că au dosarul incomplet. Oamenii nu au știut, de exemplu, că pentru a merge la o rudă în România au nevoie de invitație autentificată la notar, la fel ca în cazul obținerii vizei. Cui să-i spui să-ți facă invitația dacă nu poți ajunge? Acolo doar nu poți trece, fără premizuri. Vă trimite prin postă? E prin poștă trimite, dar uite, trebuie originalul. Și cu chemare mai bine faci viză să circulăm toată România decât să circulăm numai 50 km. De unde ați venit, dumneavoastră? La Giurgiulești. La ora 2 ne-am pornit. Și ia că am dat, stăm aici și ne-am buzit. Alții au fost mai informați. Am depus dosarul și ne ducem mai departe. Ați știut din timp de toate documentele? Am știut. De la televiziune, fiica mama ea trăiește aici și m-a mai informat. Pe lângă pașaport, buletin de identitate și fotografii, cei care vor să obțină permis trebuie să prezinte un document care să probeze că au motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei. Un om simplu, de exemplu, care ar vrea să-și vândă producția vara, să meargă să vândă ceva la piață. Persoanele care vor să facă acest mic trafic pentru acest motiv ar trebui să aibă un permis din partea autorităților locale, eventual de la Camera de Comerț. Cei care au alte motive de a pleca în România pot depune o declarație pe propria răspundere, pe care o pot legaliza la notarul de la consulat. De exemplu, vor să meargă periodic să participe la cursurile Universității de Vară sau sunt spectacole pe care le frecventează la Teatrul Național din Iași. Consulatul României din Chișinău primește solicitări zilnic între orele 8 și 16. Peste câteva luni, cererile vor putea fi depuse și la consulatele care vor fi deschise la Cahul și Bălți. Permisele de mic trafic vor fi obținute în maxim 2 luni de la depunerea cererii și vor avea o valabilitate de cel puțin 2 ani.